Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarotul Zilnic pe Zodi. Vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și, de asemenea, dragii mei, vă sfătuiesc să ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau semnele zodiacale care sunt cel mai puternic aspectate pe astrograma voastră natală. Și acestea fiind spuse, ne vedem la semnele alese de voi. Dragi berbeci, să vedem pentru voi. Am pus și un bețișor parfumat, așa am simțit. Și avem așa situația, regina de bâte, ce anume se întâmplă. 4 de spade, rezultatul final 5 de spade, energia generală 7 de monede. Văd aici o așteptare sau o ofertă pe care ori o primiți, ori o faceți pe zona financiară sau niște bani, da, sau un cadou, dar are legătură și cu ideea aceasta de așteptare. Dacă sunteți bărbat, cred că aveți în viața voastră astăzi cel puțin o femeie care vă inspiră, care vă ridică moralul, e o persoană foarte pozitivă, o persoană foarte, foarte plină de viață și văd aici că stați și analizați foarte bine o situație anume din viața voastră. De asemenea, mai văd aici că e posibil, da, ca cineva să facă abuz de poziția în care se află. Nu știu dacă sunteți voi, dacă e altă persoană. Ideea este că cineva aici cam profită de poziția în care se află și e posibil să facă o mică mare nefăcută, da, ca să spun așa. Interesant. Dragi tauri, să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot. Și aveți așa situația 7 de bâte, ce anume se întâmplă 2 de bâte, rezultatul final 9 de bâte, multe bâte, dragii mei tauri. Ce faceți voi astăzi? Și la bază avem 7 de monede. Cred că ceva vă provoacă pe voi, posibil o așteptare să vă provoace, da? Să vă provoace să luați atitudine, poate chiar niște bani pe care îi primiți de mult, da? Să vă provoace ori să țineți de ei, ori să încercați să faceți anumite schimbări. Dar pentru alții, iarăși văd aici că e posibil, v-am spus, să primiți o ofertă, să primiți niște bani sau să clarificați ceva în acest sens, dar e ceva ce vă provoacă, da? Și văd niște vești de la depărtare, de la distanță sau cineva care vă oferă o oportunitate de viitor, cumva poate chiar are legătură cu zona internetului sau cu un viitor mai îndepărtat, oricineva care este la un drum mult mai lung, da, față de voi. Și văd aici că stați în gardă, văd multă teamă, văd un mic mare blocaj, poate această noutate care apare în viața voastră nu este văzută, da, cu ochi buni, dar pentru cei mai mulți tauri eu simt că se clarifică anumite lucruri, da, se mai întâmplă evenimente care vă ajută să mai stabilizați ceva anume. Dragii mei gemeni, să vedem pentru voi. Situația 3 de bâte, ce anume se întâmplă 6 de spade, rezultatul final regele de monede și energia generală 7 de monede. E tot cu 7 de monede, se pare că toată lumea se, nu știu, ori așteaptă niște bani din trecut, ori așteptați în sfârșit să se coacă ceva anume, mai e puțin acolo, e o distanță mai mică, e o primă realizare, parcă deja vedeți așa și luminița de la capătul tunelului. Văd vești care vin către voi de pe zona internetului sau de la distanță și de asemenea văd un drum, o schimbare, o mutare pe care o faceți. Poate are legătură cu un bărbat din viața voastră, mai tradiționalist, mai rădăcinat în propriile convingeri, un bărbat care poate este așa și ușor axat pe zona aceasta materială și poate e și ușor zgârcit. De asemenea, vă văd că reușiți să vă stabilizați, da? Posibil ca acest drum să fie în interes de muncă, da? Pentru a reuși să stabilizați ceva din punct de vedere financiar. Dragii mei răcușori, avem așa situația 6 de cupe, ce anume se întâmplă lumea. Rezultatul final judecata și energia generală împărăteasa. Cred că o femeie din trecutul vostru reapare sau discutăm despre faptul că e o zi în care vă axați mult pe zona copiilor, zona proiectelor vechi.
Poate chiar văd că e o zi în care sunteți așa ca o mamă pentru o anumită persoană și văd că reușiți să ajungeți la un apogeu, la o împlinire, ori în sfârșit vă bucură cineva, un copil, o persoană sau un proiect da, pe care l-ați început. Oricum ar fi, sunt energii foarte intense, aveți trei arcane majore, simțiți mult și bine, da? Deci câteva zile înainte și după. E o perioadă de final, e o perioadă în care în sfârșit culegeți roadele și e o perioadă în care e posibil să încheiați anumite lucruri pe zonă de karmă. Și asta este bine, în special tot ce are legătură cu zona femeii și zona copiilor. Să vedem pentru Leu. Situația, asul de spade, ce anume se întâmplă, pajul de bâte sau valetul de bâte, rezultatul final, 2 de spade, energia generală, 8 de spade, un blocaj în care erați sau o situație care pur și simplu vrea îngrădea anumite activități pe care voi voiați să le faceți și văd o veste în acest sens, o veste care pare a fi ușor pozitivă pentru voi. Poate e o veste pe zona actelor, da? Pe zona justiției, poate o veste pe zona internetului. Mai văd aici personaje mai tinere sau mesaje cu referire la noi acțiuni pe care ar fi cazul să le faceți sau noi activități care pătrund ușor ușor în viața voastră și văd că aici iarăși sunteți cam cu, ca un strus, da? Cu capul în nisip, nu prea vreți să vedeți nici în stânga, nici în dreapta. Parcă sunteți obișnuiți deja cu acel blocaj și parcă nu prea totuși vreți să ieșiți, parcă totuși vă e teamă, parcă ceva din sufletul vostru încă nu este împăcat. Dragi fecioare, hai să vedem situația, cavalerul de bâte, ce anume se întâmplă, 3 de spade, rezultatul final, 4 de bâte. Energia generală, 2 de monede. Văd aici o persoană de la drum care vine cu voi, care vine către voi cu niște vești sau care vă invită să faceți diferite activități, să faceți ceva fizic împreună. Să ieșiți undeva, să vă distrați. Dar văd că voi aici tot jonglați, când cu stânga, când cu dreapta, parcă sunteți parcă aveți așa o energie copilăroasă, parcă vreți să luați o situație într-un mod mai jucăuș, mai jovial, luați toate aceste lucruri care vin către voi precum un joc. Și văd aici o mică mare dezamăgire, iarăși care poate are legătură cu această stare de indecizie în care sunteți și de asemenea văd o mică mare sărbătoare, da, cu privire la ceva anume, nu știu, vă simțiți bine, ieșiți împreună cu cineva, primiți vești de la o persoană care este la drum și o persoană mai aventurieră sau o persoană care vrea așa să se distreze, să-și mai destindă mintea, da? Dragi balanțe, aveți așa situația, 9 de cupe, ce anume se întâmplă, 5 de cupe, rezultatul final, 3 de cupe și energia generală, 2 de monede. Pentru voi se pare că e o zi în care posibil să vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, văd aici foarte multă voie bună, foarte multă energie bună în această perioadă pentru voi. E ca și cum sunteți foarte plini de viață, vă simțiți împliniți, dar ceva văd aici tot. Totuși că se întâmplă ceva care nu prea vă convine, da? Posibil să mai retrogradați nițel o relație, o situație anume din viața voastră și totuși văd aici o întâlnire cu prietenii sau o energie bună la locul de muncă. Aveți trei cărți de cupe, e mult semn că se întâmplă evenimente foarte importante pentru sufletul vostru, pentru inima voastră, cu persoane dragi vouă. E o zi în care intrați în contact cu astfel de lucruri și e o zi în care încercați voi acolo pe cât posibil să mențineți echilibru, dar niște cupe tot se sparg, da? Niște pahare tot se sparg jos, dar vă rămân câteva în picioare și uitați cât de frumos ori petreceți aici, ori vă întâlniți cu prietenii. Ori purtați diferite conversații și reveniți la o energie bună. Dragii mei scorpioni, să vedem pentru voi.
Aveți așa, situația 7 de bâte, ce anume se întâmplă 2 de bâte, rezultatul final 9 de bâte și energia generală 2 de monede. Tot jonglați aici când pe stânga, când pe dreapta, poate e o energie așa ușor pe zona familiei, da, foarte puternică, poate vă simțiți acolo copilașul familiei, da, sau răsfățatul, răsfățata. Indiferent de vârstă, da? E o zi bună pentru voi, o zi în care văd că sunteți provocați, se întâmplă ceva anume și e nevoie să stați în gardă, e nevoie să luați atitudine într-o situație. Deci ceva vă pune în fața faptului împlinit și văd niște vești de la o distanță foarte mare care vin către voi. De asemenea, mai văd aici teamă din partea voastră și un mic mare blocaj, e ca și cum parcă vă este teamă, parcă așteptați ceva și tot stați acolo ca pe ace. Și până la urmă să știți că vine, da? Poate are legătură cu zona familiei pentru unii scorpioni sau cu zona finanțelor. Dragii mei săgetători, situația 6 de cupe, ce anume se întâmplă judecata, rezultatul final lumea și energia generală pajul de monede. Interesant aici. Simt că e posibil pe zona aceasta a copiilor să fie nevoie ori să dați niște bani, ori e posibil să cumpărați ceva, da, în acest sens, pentru niște copii sau pentru o persoană din trecutul vostru. Văd o revedere, o reîmpăcare, văd aici un final la care ajungeți, poate chiar un final de karmă. De asemenea, e o perioadă și spun perioadă pentru că aveți două arcane majore, chiar ultimele două arcane majore, deci o încărcătură extraordinar de mare. Și îmi vorbește despre o perioadă în care cam culegeți roadele, da, ceea ce ați semănat voi până acum. Văd un apogeu la care ajungeți și o ușoară reînviere la viață, o mai mare reînviere la viață, parcă vă simțiți renăscut și reușiți să încheiați ceva, un ciclu, o karmă sau primiți o veste de la foarte mare depărtare, o călătorie cu avionul, o călătorie peste hotar. Dragii mei capricorni, pisicile să știți că nu vor să vină pe masă, sunt entuziasmate de jucării, de tot felul de lucruri, au chef să doarmă. Situația, regere de bâte, ce anume se întâmplă 7 de spade, rezultatul final puterea și energia generală împărăteasa. Of, interesant, sunt vreo două personaje pe aici, dragii mei capricorni. E o perioadă și la voi, că aveți două arcane majore, e mult. Simt aici foarte intens că un proiect sau o femeie din viața voastră posibil să aibă o influență foarte mare în această zi. De asemenea, dacă sunteți femeie, poate aveți copil, poate sunteți însărcinată sau poate aveți un proiect pe care l-ați început. Ceva important pentru voi, da, de ceva timp, se pare că totul se învârte în jurul acestui lucru. Eu văd aici un bărbat cu care negociați, un bărbat care vinde, care cumpăr, un bărbat care are vorbele la el și care e posibil să vă facă o mică mare dezamăgire. Posibil cineva să încerce, mă rog, să încerce să vă păcălească pe o idee de a cumpăra ceva, da? Deci mare, mare atenție, dragi capricorni. Văd că e posibil să vă gândiți și voi foarte mult la propria persoană și e posibil de asemenea să stârniți în cineva un anumit orgoliu sau cineva să stârnească în voi ideea aceasta de orgoliu. Dar e interesant aici pentru că cărțile vă sfătuiesc că e cazul să apelați la rațiune, poate chiar la ideea aceasta de copil interior, de naivitate, de puritate, de ce nu? Hai să vedem, dragi vărsători. Situația, faetonul, ce anume se întâmplă îndrăgostiții, rezultatul final, marele preot, energia generală, 4 de spade. Foarte gânditor sunteți voi la un drum pe care vreți să-l faceți, poate chiar discutăm, sunteți gânditori, cum anume să vă mai mențineți echilibru între două locuri de muncă, între două situații, două relații, între ideea aceasta de dualitate. Și văd că e ceva foarte profund aici, dragii mei vărsători, foarte intens, aveți trei arcane majore. Văd că luați o decizie care are legătură cu
toată această poveste și văd aici totuși un personaj mai înțelept decât voi, poate un grup de oameni care va fi influențat de această decizie pe care o luați, dar voi sunteți foarte, foarte tentați să mergeți pe un anumit drum. Însă, dragii mei vărsători, să știți că e posibil să retrogradați nițel dacă faceți acest lucru. Dar dacă voi credeți că finalul se merită, dacă această lecție de viață se merită, dacă voi credeți că pe acest drum chiar simțiți să mergeți, atunci tot înainte că nu pierdeți nimic, poate chiar revizuiți anumite lucruri din viața voastră. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Aveți așa situația 7 de bâte, ce anume se întâmplă 2 de bâte, rezultatul final steaua și energia generală valetul de monede. Provocați sunteți și voi pe zona financiară sau provocați de un copil pe care îl aveți sau o persoană mai tânără. Sau poate chiar un loc de muncă, da, la începuturile lui sau un proiect din acest punct de vedere. Văd aici o așteptare foarte mare pentru voi sau niște vești de la o distanță, da, poate chiar cu zona internetului aveți legătură și o dorință care ușor, ușor capătă formă și ușor, ușor se activează aici pe zona voastră materială. De asemenea, cred că sunteți ghidați ori de la distanță, ori sunteți ghidați de sus de o persoană care e ca o stea așa călăuzitoare pentru voi. Dragilor, acestea au fost și etalările pentru această filmare. Eu vă pupăcesc, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la filmarea de mâine.